Fraților, salutare și Doamne ajută! În această predică veți observa pentru prima oară cenzură audio. Sunt anumite expresii și anumite termeni pe care a trebuit să-i diminuez ca și volum și motivul este politica legată de COVID-19 și de pandemie a YouTube-ului care ne impune să ne conformăm și să nu împrăștiem informații medicale false. Toate acestea au pornit săptămâna trecută când unul din videouri, un video cu o predică a Părintele Anania a fost cenzurată și a fost șters. S-a deranjat foarte tare, cineva s-a supărat, a raportat videoul și contul a fost penalizat, timp de 7 zile n-am putut încărca nimic și am fost atenționat să nu mai continue să fac acest lucru pentru că lucrurile se pot înrăutăți foarte tare. Așadar, în premieră veți asculta un cuvânt a Preasfințitului Evlogie deosebit pe care vi-l recomand cu anumiți termeni diminuați audio, cenzurați de către mine. Veți vedea că și pe ecran veți fi informat de această situație. Așadar, politica YouTube este una cu care, din păcate, nu sunt de acord și mi se pare o cenzurare și o îngrădire a libertății de exprimare 100%. Dar informațiile duhovnicești sunt mai importante deocamdată, așa că le lăsăm în felul în care sunt, așa, să dea Dumnezeu să fie bine. Vreau doar să vă atrag atenție să nu vă mirați de ceea ce urmează. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Înainte de a citi câteva rugăciuni de boală și ca Dumnezeu să ne ferească de ispitele diavolești, să vă spun câteva cuvinte mi-a cerut Preasfințitul și Părintele Atanase și Maici. Fraților creștini, așa cum poate unii dintre dumneavoastră care ați fost la Sfințirea de la Păisene ați auzit, că trăim vremuri complicate, vremuri grele, vremuri care seamănă cu ceea ce este descris în ultimul capitol al Sfintei Scripturi și anume capitolul care se numește Apocalipsa. Vedeți dumneavoastră, de mai mulți ani, noi în biserică am avertizat, mai accentuat sau mai puțin, spunând fraților creștini, vin vremuri grele. De câțiva zeci de ani, de când sunt și eu preot, am auzit și la alții, am spus chiar și eu personal. De unde știm aceste lucruri? Bineînțeles, din Sfânta Scriptură, de la Sfinții Părinți. Dar unul din semnalele cele mai accentuate care ne fac pe noi să credem că, într-adevăr, ne apropiem de vremurile descrise în Apocalipsă, sunt acele legate de duhovnicie și de evoluția duhovnicească a creștinilor. Și am observat în ultimii ani, am observat că oamenii au slăbit duhovnicești. Diferența este mare. Generațiile cam acum două generații în urmă, deci bunicii noștri, aveau o trăire duhovnicească mult mai puternică, mult mai înaltă. Trăiau mai aproape de Dumnezeu. Trăiau greu. Munceau din greu. Dar ei cu ființa lor credeau în Dumnezeu. Au venit vremuri mai ușoare din punct de vedere material. Au venit vremuri în care vedem s-a dezvoltat și oamenii, chiar majoritatea oamenilor au avut acces la tehnologie. Și în paralel cu acest lucru, din punct de vedere duhovnicesc, oamenii au slăbit. Oamenii au început să fie mai depărtați de Dumnezeu, mai atrași de lumea materială. Centrul vieții lor a început să se mute de la Dumnezeu către lumea aceasta. Atât de mult încât atunci când în viață a apărut sau apare un necaz, o boală,
o neîmplinire mai mare. Oamenii ajungeau la deznădejde. Ajungeau să aibă gânduri de sinucidere. Asta sunt semnale că oamenii au început să se răcească din punct de vedere al credinței. Și totodată, un alt lucru care este descris de Mântuitorul foarte clar, ca semn al sfârșitului acestei luni, este răcirea dragostei. S-a răcit dragostea în ultimii ani dintre oameni. S-a răcit dragostea dintre creștini. S-a răcit dragostea dintre om și Dumnezeu. S-a răcit dragostea dintre tată și copil, dintre părinți și copii. S-a răcit dragostea între frați. S-a răcit dragostea între vecini, între prieteni. Și în locul lor a apărut invidia, răutatea, goana după avere a făcut ca relațiile acestea frumoase de dragoste să se calce în picioare, frați să se certe între ei și să ajungă dușmani, creștini între ei să meargă în tribunale, soț și soție să ajungă la divorțuri foarte ușor, să apară în sânul bisericii noastre, care a luptat atât de mult pentru credință, să apară o grămadă de divorțuri, copii împărțiți între părinți. Un alt semnal este, dragii mei, legat de patima aceasta desfrâului. Sfânta Evanghelie, Sfânta Scriptură ne arată, ca să ne putem uni cu Dumnezeu, noi trebuie să avem o minte cât mai curată. Pentru a avea o minte cât mai curată, trebuie să avem grijă ca să iubim, din punct de vedere, să zicem, trupesc, sexual, să iubim fecioria, curăția. Ce se observă este o murdărire din ce în ce mai accentuată. Copii, fii domnicești ai noștri, mulți dintre ei cad în păcate grele. Dar nu în păcate de genul Sodomei și a Gomorei, care știm cât de mult au fost condamnate de Dumnezeu și cât au fost pedepsite. Vedeți că atunci când cetatea Sodomei și a Gomorei au fost pedepsite de Dumnezeu, nu numai ele au ars până la suprafața pământului, ci și pământul de dedesubt au ars. Lucrurile acestea au făcut și fac și sunt semnale că Dumnezeu nu va lăsa această lume să meargă și să se aprofundeze în acest păcat, ci o va opri. De aceea, ceea ce se întâmplă acum și vedem că se apropie și se coincide cu ce este descris în Apocalipsă, sunt lucruri adevărate. Sunt lucruri adevărate, dragii mei. Vaccinurile, actele biometrice, așa cum am mai spus, se caută să se apropie cât mai mult de mintea omului ca să o poți coordona. Cum de-au ajuns din tinerii noștri și poate și mai maturi să se atingă de păcate atât de grele, fiind crescuți în credința adevărată, fiind povățuiți pe o cale frumoasă a fecioriei, să avem model pe Mântuitorul și Maica Domnului. Cum? Înseamnă că din exterior diavolul a căutat prin toate mijloacele ca să ne infecteze mințile. Și iată că începe să reușească. Și a reușit. Vedeți, iubiților credincioși, de aceea aseară la Păiesenie am spus pe primul loc, în armele de a lupta
împotriva uneltirii diavolești și de a ne apropia de Dumnezeu este să fim atenți la mințile noastre, la atenția noastră care ne este captată. Că de aici începe mai departe evoluția noastră și întoarcerea spre o trăire duhovnicească. Fraților, lumea din jurul nostru, ați văzut, este o lume care se transformă și merge nu în direcția cea care și-o dorește Dumnezeu de la noi. Noi creștinii trebuie să luptăm și să mergem în direcția opusă. Dacă în lume acum se propovădește libertinajul, se propovădește homosexualitatea, sodomia și așa mai departe, ca fiind lucruri normale, ei, noi trebuie să ne ferim de acestea și să mergem către feciorie, către curăție, către o viață de familie frumoasă creștină. Dacă în lume se propovăduiește faptul că familia nu mai este, nu mai trebuie să fie, nu mai este cărămida societății, ci poți să trăiești liber, care cum vrei, noi trebuie mai mult să întărim viața de familie. Dacă în lume se propovăduiește, dragii mei, un fel de libertatea cugetului, noi trebuie să aprofundăm mai mult credința. Pentru aceasta înseamnă un efort, înseamnă o luptă. Fiecare din noi suntem chemați la o luptă. Dar în această luptă avem model. Și Sfântul pe care îl serbăm noi astăzi și mâine, începând de astăzi și mâine, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, este un astfel de model. Și haideți să ne uităm la el. Când l-a prins mucenicia pe el? Când era în floarea vârstei, era tânăr. Ce era el? El a ajuns să fie doctor pentru vremea de atunci, a studiat arta aceasta de a tămădui, dar a ajuns să fie apreciat de însăși împăratul Imperiului Roman, de răsărit de atunci, Maximian Galeriu. Și acesta și îl dorea să fie doctor al familiei regale în palatul său. Câți oare nu stăteau la coadă să ajungă acolo? Să fie aproape de împărat. Deci iată că era tânăr, era frumos, avea faimă. Aceste lucruri îi aduceau bogății. Avea aceste lucruri. Dar atunci când preotul Ermolae, văzându-l cum trecea prin fața casei lui, mergând de la casa Sfântului Pantelimon la profesorul care îl învăța, atunci Ermolae a simțit că acesta este un om deosebit și l-a invitat în casa lui. Și întrebându-l ce credință are, el a spus că are credința păgână. De ce? El s-a născut într-o familie în care tatăl era păgân și mama era creștină. Cât a fost mic, mama l-a crescut în credința creștinească. Dar a murit curând și l-a rămas orfan de mamă, rămând doar cu tatăl. Iar tatăl, de la o vârstă fragedă, l-a dat învățăturilor păgâne și astfel el a devenit păgân. Dar când Ermolae i-a spus și ce studiez, studiez medicina lui Asclipie, a zeilor medicinei de atunci. Și atunci Ermolae a spus, ceea ce înveți tu este o mică fărâmă din ceea ce poți tu învăța de la adevăratul doctor, care este Iisus Hristos, Dumnezeu cel adevărat și adevăratul doctor al tuturor. Și atunci el, Sfântul Pantelimon, și-a adus aminte de învățătura Maicii sale și a spus, mama, când eram mic, m-a învățat credința creștinească, dar a murit. Și acum am crescut în credința păgână. Și Ermolae l-a învățat, i-a readus aminte credința creștinească, l-a învățat mai profund și a spus și a arătat minunile făcute de Mântuitorul
cum a vindecat orbi, cum a ridicat pe slăbănogi, cum a vindecat pe îndrăciți. Și într-o zi, într-adevăr, i s-a ivit ocazia lui Emolae, lui Pantelimon, să pună în practică ce a învățat de la preotul Emolae. Și așa, găsind un copil mort mușcat de o viperă, el atunci s-a rugat la Dumnezeu, încă nu era botezat, să vindece, să-l învieze pe acel copil și să moară viperă. Și n-a apucat să termine rugăciunea și s-a împlinit acest lucru. Atunci el a văzut această minune, a alergat la preotul Emolae, i-a spus ce s-a întâmplat, a venit și preotul și a văzut și atunci el a spus, nu mai plec până nu mă vei boteza. Și așa a ajuns el creștin și de când a devenit creștin, prin rugăciune de data aceasta, vindeca mulți oameni, stârnind invidia celorlalți din jur, l-au părât la împărat că este creștin. Iar împăratul Maximian Galerul tocmai pornise una din cele mai mari prigoane împotriva creștinilor, începută de la Diocletian, continuată de ucenicul Maximian Galeriu, împăratul Diocletian. Și atunci a fost chemat la mărturisire. Deci era tânăr, era faimos, putea să ajungă un om cu bogății și a fost chemat să mărturisească dacă este creștin și crede în Iisus Hristos sau se leapădă și trece la păgânism. Și Sfântul Pantelimon a mărturisit până la capăt, deși a fost supus la multe chinuri, dar în toate aceste chinuri Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a ajutat și până la urmă i s-a tăiat capul mărturisind credința. Iată, fraților, un model de om care nu s-a lepădat de Dumnezeu, ci l-a mărturisit până la capăt, lepădându-se de toate bunătățile acestei vieți. De ce am pus accent și poate mâine preasfințitul care vă va vorbi, va arăta mai în detaliu viața Sfântului. Exemplu, acum legat de vaccinare, medicii vor trece printr-o încercare. Medicii creștini, mă refer. La un moment dat s-ar putea să li se ceară să aleagă între vaccin și de a mai lucra în spitale ca medici. Noi credem că acest vaccin face parte, așa cum am spus, dintr-o lucrare care mai devreme sau mai târziu va duce la pecetuirea oamenilor. De aceea nu am recomandat ca să-l faceți acest vaccin. Nu numai noi credem acest lucru, ci și alții l-au spus și în Rusia, și în Sfântul Munte, și în Serbia, am stat de vorbă cu preoții. Atunci medicii creștini care cunosc aceste lucruri vor fi puși în alege. În Sfântul Pantelimon au un model ce au de făcut. Da, iubiților credincioși, trecem prin vremuri grele, le simțim că se apropie, s-ar putea să devină și mai greu. Dar așa cum Sfântul Pantelimon avea darul Duhului Sfânt în el și a trecut prin toate, așa și noi, având darul lui Dumnezeu, vom trece prin toate acestea. Dar în primul rând, trebuie să avem grijă să păstrăm darul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie să avem grijă să ne retragem un pic din lumea aceasta, mă refer la patim, la ispite, și să trăim o viață mai duhovnicească, mai profundă. Așa să ne ajute. Asta este un îndemn care îl dau și eu.